Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la Ordinea de Zi. O nouă emisiune care începe tot sub semnul lui Simone Halep, numărul 4 mondial la acest moment. Simona Halep a reușit o victorie istorică, a reușit să zdrobească pe Serena Williams, numărul 1 mondial, iar acum începem să ne gândim din nou la numărul 1 mondial, așa cum se vorbea de Simona Halep câteva săptămâni în urmă. Ar fi de discutat însă o chestie. Ne-a surprins pe toți această ascensiune în sfârșitul anului trecut și anul acesta, însă după ce am văzut-o acolo sus, dar n-a câștigat Roland Garrosul sau n-a mai făcut atâtea performanțe, foarte mulți dintre românii noștri au început să spună că până acolo a fost, că a început să ia bătaie, că e ciuca bătăilor, că nu știu ce și nu știu cum. Iată că Simona Halep le-a dat o palmă meritată celor care s-au îndoit de ea. Sunt două victorii uriașe, două victorii care probabil o să o placeze din nou pe locul 2 mondial dacă ce relatează presa străină se adeverește, pentru că Simona face deja un 530 de puncte în clasamentul, iar ea avea în spate față de celelalte undeva la 200 de puncte. Deci, în esență, are șanse mari să se ducă pe locul 2 și să dea Domnul să vorbim de semifinale și de finală. De fapt, în semifinale este ca și calificat. O veste bună pentru România, mai ales că trebuie să spunem și un alt lucru legat de Simona Halep, de tenismena noastră numărul 1. Vine fără aportul statului. Simona n-a beneficiat de la statul român de nimic, decât că s-a născut în România. Și de ce? Foarte simplu, n-am știut să valorizăm, nu știm să sprijinim tinerii din România. În schimb, iată că familia a făcut eforturi extraordinare, răsplătite acum când ea se duce la câștiguri 6-7 milioane de euro deja, înseamnă ceva și cu siguranță nu se va opri aici. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm, s-au bucurat și politicienii, Facebook-ul e plin de like-uri, ziariști, care mai celebre dau felicită pe Simona, deși n-am văzut și să o sprijine foarte mult nici prin comentarii, măcar în urmă cu doar câteva săptămâni. Apropo de ce se întâmplă la acest moment. Cu siguranță însă media este plină în aceste zile de evenimente foarte importante. Noi ne intitulăm emisiunea de astăzi, nu întâmplător, o să vedeți în aceste minute pe care le vom petrece împreună, justiția în toate cele, spunem noi, și mai ales în campanie electorală. Din nefericire, cred că în România nu românii se vor decide, să spunem așa, alegerii cine va fi președinte. Mai degrabă, cred că românii vor decide în funcție de ce va decide justiția. E normal? Nu e normal? Însă, totuși, vorbeam și la ediția trecută, cam ciudat totuși, adică să nu dai decât un tun, două de acestea mari dosare de corupție într-un an și acum dintr-o dată vii aproape de la zi la zi, mai avem o arestare, două foarte cunoscută, mai avem un vrav de stenograme care inundă presa, lucrurile s-au întâmplat, nu poate nega nimeni acest lucru, a crede cineva sau a crede noi că cei care spun acum că sunt nevinovați e adevărat, sau că e doar răzbunare politică, e cam greu de crezut. E adevărat, nu cred că e dracul chiar așa de negru, în sensul că poate nu au fost chiar toate lucrurile întâmplate, dar nu cred că nimeni se hazardează, mă refer la nivelul DNA, DICOT și alte structuri, parchetul general care trimit în judecată, nu cred că s-ar hazarda să trimită sau să dispună arestarea sau să ceară arestarea și să nu aibă nimic la mână. Adică ar fi sinucidere pentru cei în cauz. Dar, de asemenea, trebuie văzut și faptul că justiția din România are problemele ei. Și nu mă gândeam aici doar la faptul că practic în România toate buletinele de știri dimineața, seara, prime time-ul de la 7 sau de la 8 seara, toate încep cu ce credeți? Cu arestări, cu condamnări, cu ceva de
ceva de acest gen, cu descinderi în forță, cam astea sunt evenimentele din România din ultimile luni. Iar acum, în ultimile zile, ele au căpătat deja deci proporție de masă. Deci avem în fiecare dimineață, se fac sute de descinderi în țară, în fiecare... Sunt audieri la diversele structuri, sunt rețineri pe 24 de ore cu propuneri pe 30 de zile și tot așa. Dar, până la urmă, n-ar fi nimic rău în asta, încă o dată spun, dacă lucrurile s-ar curăța și ar evolua. Dar, cum spuneam data trecută, la Parlament se întâmplă ceva. Și anume, încă se mai fofilează unii după imunitate. Și nu în sensul clasic, că nu e apără de asta, ci în sensul mai elaborat. Unul dintre aceștia, un om care domină viața politică în privința trasul de sforii a fost specialitatea lui încă de prin anii 90 și care probabil se află cumva la sfârșit de carieră, este Viorel Hrebenciuc. Viorel Hrebenciuc, cel care în ultimile zile este în centrul mai multor scandaluri de corupție și cel care cu siguranță probabil o să ajungă la Mititica dintr-un motiv foarte simplu. Nu acele 12.000 de hectare, ci și multe altele. Adică cred că în sfârșit cineva l-a lăsat din brațe, dacă nu vom avea și aici o surpriză după alegeri. Însă, pentru că aduceam aminte de Viorel Hrebenciuc, trebuie să spunem un lucru. Deocamdată a fentat încă o dată justiția. Cum? Foarte simplu. Și-a dat demisia din Parlament, mamă ce, lasă justiția să spună cuvântul, dar ca să demisionezi din Parlament e o procedură. Și anume, trebuie ca președintele Camerei Deputaților, în cazul nostru maestru Zgonea de la Dolj, să vină să citească demisia lui Viorel Hrebenciuc și să-l întrebe dacă acesta se prezintă, dacă nu se prezintă nu mai e nicio problemă, dacă își menține această demisie. Dar pentru asta trebuie să ai cvorum. Ori, suntem în campanie electorală, Parlamentul nostru e în vacanță, de fapt e o vacanță continuă de foarte mult timp, dar este într-o vacanță care durează de ceva timp și va mai dura până după turul 2, probabil. Deci e greu de crezut că vom avea cvorum. În aceste condiții, practic nu s-a întâmplat nimic. Deci Viorel Hrebenciuc este apărat de aceeași imunitate, deci nu se va întâmpla nimic până după alegeri. Când? Știți cum e? Toată lumea speră, inclusiv cei care au dosare la DNA, că lucrurile se vor schimba. Părerea mea este că cei care au dosarele respective, cu siguranță, dosarele vor merge mai departe, indiferent de președinte. Dar pentru că vorbeam de justiție, nu cred că ar fi normal ca, de exemplu, justiția să facă ordine într-un partid politic. Sau să ne stabilească cine poate și cine nu poate să candideze. Mă gândesc că unul dintre candidați, de exemplu, are o problemă legată de ani. Alții au cerut un bezmetic de candidat la președinte să declare toți pe propria răspundere că nu sunt ofițeri, acoperiți în rezervă sau altceva. Păi bun, până acum la toate funcțiile publice era acea declarație că nu s-a colaborat cu securitatea. Deși o dădeau când intrau într-o funcție și tineri, care nu aveau cum, că erau sputece la momentul Revoluției, deci nu aveau cum să fi colaborat cu securitatea, dar o dădeau și cei de peste 50 de ani, să spunem, care poate și avuseseră legături, dar ele nu erau demonstrate. Ce vreau să spun? Sunt foarte multe, deci toate se tranșează în justiție sau la chintesența justiției din România, și anume Curtea Constituțională, care o instituție mai ciudată ca și mod de raportare la viața publică, nu cred că există în România. Poate este și poate o să vorbim într-o seară și despre avocatul poporului. Avocat al poporului care mai nou este de astăzi la Gorj, într-o anchetă, cel puțin așa s-a anunțat oficial, legat de cuibușorul de nebunii cu ghilimele de rigoare din penitenciarul Târgu Jiu. Dar, apropo de justiție,
Nu cred că este normal și un alt lucru. Nu l-am discutat niciodată, presa este plină, puteți să vă duceți, cum spuneam, la diverse cazuri, totdeauna e vorba de justiție, totdeauna e vorba de ce mai făcut nu știu ce tribunal, însă cred că ar trebui să ajungem la un moment dat în care să știm, adică să răspundă toată lumea pentru ce face. Și anume, noi avem în România acea inamovibilitate de care se tot vorbește, în care judecătorul practic nu răspunde indiferent de ce decizia. A, norocul că mai există DNA, că probabil nu s-ar fi întâmplat nimic cu procurorii noștri, sau chiar parchetul general, cu judecătorii noștri, pentru că altfel n-aș avea cum să-mi explic de ce se întâmplă acest lucru, dar judecătorii noștri troznesc diverse decizii care de multe ori se dovedesc greșite. Însă nu răspund. Nu mai mă refer la faptul că la tribunalul, e vorba la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pierdem procese pe bandă rulantă. Ultimul dintre ele cunoscut și la Gorj, e vorba cazului Nicolae Mischie, judecat, culmea, la Gorj, la Craiova, unde a fost ceva cu o condamnare cu suspendare și în care ne-am trezit cu un arest la nivel central, deși era vorba de același dosar. Chiar cum este asta? De fapt, dovezile nu se mai pun de la o instanță la alta când faci recurs. Deci rămâne același dosar, da? Unii îl judecă așa, unii îl judecă așa, alții cu a treia variantă. Nu e aceeași legislație, nu e aceeași lege. Dar ne întoarcem. Dacă judecătorii din România ar avea, să spunem așa, ar fi responsabilizați ca în momentul când greșesc să plătească, cred că ar fi lucrurile bun. S-a dovedit că ai avut o decizie greșită, genul cum e la Curtea Drepturilor Omului. Păi ce am mai putea să stăm de discuție? Deci judecătorul respectiv ar trebui să plece spre un alt domeniu în care să se poată manifesta cu mai puține pagube pentru România. Sau statul român a fost condamnat la sute de mii de euro într-un asemenea dosar. Ce ar trebui să se întâmple? Foarte simplu. Judecătorul respectiv ar trebui să plătească. Cum doctorii plătesc când fac una nefăcută și când îi moare pacientul, când le moare pacientul pe masa de operație, tot așa ar trebui să se întâmple și cu judecătorii. Dacă magistrații ar plăti așa, s-ar gândi de două ori când ia o decizie. Ca să nu mai vorbesc de o altă boală veche, ne plângem că judecătorii noștri au foarte mult de lucru, că au mii de dosare de care trebuie să facă. Bine, nu am înțeles de ce nu se mărește numărul de judecători. Că știm noi cine intră la judecători, chiar și în barou de avocați, e un cer restrâns, dar nu asta ar fi problema. Dar, apropo de aceste, puteți să vedeți cazuri simple, de la simplu furt sau mai știu ce, o nelămurire care poate ar fi reglată ușor chiar între cele două părți. Se ajunge în care ani de zile stai prin procese, ca să nu mai vorbim, și vă dau un exemplu din anii trecuți, dar care prezent la Gorj, pe aceeași bucată de pământ s-au judecat, deci doi frați în vârstă, unul dintre ei a dat în judecată la Târgu Jiu și unul la Nova, să spunem, chiar cred că așa s-a întâmplat, dar în fine nu asta e problema, care a dat în judecată și câștigat. Pe aceeași bucată de pământ a câștigat să fie pus în posesie unul care a dat la Târgu Jiu și cel de la Novaci invers. Deci vă dați seama ce s-a întâmplat după Core. Nu mai știu cum s-a terminat cazul. Problema în esență este că judecăm în continuare într-o anumită ciudățenie. Deci încă n-am înțeles această problemă. Dar încă o dată spun, cine greșește să plătească, dacă în alte domenii există, nu ar trebui numai în cazul judecătorilor. Și apropo, că tot am băgat nou cod penal și toate celelalte, ar fi de interesant de discutat, adică cum văd cei care au făcut acest cod penal, o recuzare. O recuzare, adică te-a pus să spui să nu vreau judecătorul respectiv, vreau să-l recuz. Cine judecă această, tot același judecător. Să-mi spuneți mie un judecător din România care va spune, da, dom'le, ai dreptate, eu n-am voie să judec acest caz. A, bănuiesc că există judecători care s-au retras ei singuri pentru că să scape de problemă.
dar în niciun caz nu cred că cineva va judeca împotriva propriei persoane. Cred că sunt multe alte lucruri care ar trebui judecat. Dar, apropo de sistemul de justiție, se bagă foarte mulți bani. Avem salarii în domeniu foarte mari. Dar cu toate acestea s-a văzut în ultimii ani, cel puțin în ultimul an, unde am avut arestații judecători de la înalta curte, de la Tribunalul București, de la Curtea de Apel București sau din țară, tot ei sunt cei care sunt, ia și extrem de mulți bani. Bine, dacă prin teritoriu am mai văzut că ultima dintre ele, chiar am văzut astăzi pe agenții, a fost condamnat un magistrat pentru că a primit mită o oaie. Deci fiecare ia ce se poate. Dar mă refer că la ăia mai sus, de care depinde, ăia de la care spera Bergea să scape, ăia au luat cu sutele de mii de euro. Sau poate chiar cu milioanele. Bine, apropo de cazul Bergea, mondialul pe care l-am tot văzut la televizor, mediatizat cel puțin de o anumită parte a presei, s-a cam așternut în ultimile săptămâni, să spunem așa, o liniște suspectă pe acest dosar. Mai aflăm câte ceva despre el în momentul când fratele președintelui în funcție mai încearcă să scape odată și face cerere ca să fie judecat în libertate sau sub control judiciar. Și aici e o altă problemă. Mi explică și mie cineva cum se poate, că știm și noi, deci poți să contești acea măsură la tribunal, deci ca instanță. Dar dacă am numărat eu bine și puteți să urmăriți și dumneavoastră, urmăriți pe știri, cam din 2-3 zile în 2-3 zile aflăm că Mircea Băsescu a mai făcut, i s-a mai respins o cerere de punere în libertate. La câte are dreptul? De discutat. Cum la fel, apropo de celebru caz, că tot am luat să enumerăm câteva din aceste cazuri, celebru caz Telepatia, în care magnatul antenelor a fost pus după gratii. Și aici e o mare problemă, pentru că nu mă refer la vinovăție sau nevinovăție, instanța a stabilit-o. Dar, apropo de prejudiciu, am tot văzut specialiști care spun și nu înțeleg cum au calculat, cum s-a calculat prejudiciu. Însă, părere apropo de expertiză, pe prejudiciul ăla a fost stabilit de un expert angajat al DNA. Chiar dacă l-a făcut corect, prejudiciul respectiv, deci a calculat suma corectă, deși există multe dubii în privința ei. De ce un angajat, pentru că DNA-ul era cel care făcea dosarul, da? Angajatul lui, de partea cui ar fi putut să fie? Există o suspiciune. Nu cumva ar fi trebuit să lămurim din acest punct de vedere? Adică să lămurim și să evităm o asemenea situație. Pentru că așa o să trăim totdeauna cu impresia că cei, sau cel care a fost vizat în dosar, pentru că cred că ceilalți sunt victime colaterale, adică este condamnat politic. Cum poți să contrazici un asemenea lucru în condițiile în care, iată, sunt aceste probleme destul, destul de mari? Acum, apropo de ce se întâmplă, sau de știrile zilei, de știrile ultimilor zile, trebuie să spunem că unul din evenimentele foarte importante întâmplate astăzi este validarea noului guvern european. Practic, administrația Juncker intră de astăzi în pâine. A fost votat, dar cu o majoritate nu foarte concludentă, și mă gândesc la faptul că un 400 și ceva de voturi la 200 și ceva, în momentul când tu ai în spate grupul PPE și grupul socialiștilor, nu înseamnă foarte mult. Deci, practic, ai două treimi din voturi, cam așa a fost, dar nu-i deloc mult, în condițiile în care grupul celălalt era mult mai mic decât se anticipa. De acesta trebuie spus, apropo de validarea, cum spuneam, Comisiei Europene, că avem acolo pe cineva foarte important pentru România. Noul comisar european din partea României este Corina Crețu, și trebuie spus un lucru.
iată, a ajuns în, are cam al doilea sau al treilea portofoliu ca importanță din Comisia Europeană, noi românii. Foarte important. Bine, și să nu spunem că și Dacian Cioloș a avut un portofoliu important cu agricultura, încă importantă la nivel european, dar Corina Crețu îl are unul și mai important legat de politicile regionale. Acum rămâne de discutat dacă, având-o pe Corina Crețu în Comisia Europeană, vom reuși să valorificăm acest avantaj. Pentru că dovada din ultimul timp a fost că n-am știut să valorificăm aceste oportunități pe care le-am avut din spațiul european. În continuare nu suntem în stare să cheltuim decât foarte puțin din banii care ne vin la nivel de țară din fonduri europene. Practic noi n-am cheltuit decât sub 50%, cu mult sub 50% din fondurile acordate. Și tare mi-e frică că nici în perioada următoare, 2014-2020, nu vom face mare brânză, din două motive. Și anume, pe de o parte, cei care accesează fonduri europene, europenii sunt mult mai atenți cu banii lor, cu banii de vin de acolo, sunt cu ochii pe ei, nu se prea pot fura. Și deja de aici am avut și problema de până acum. Noi nu accesăm fonduri europene pentru că nu se pot fura. Alea, fondurile guvernamentale, e altceva. Și din această cauză, puțin se bagă în ele, asta e prima problemă, iar a doua, cu aceste arestări sau cu aducerea la poarta pușcăriei a președinților de consilii județene, să nu uităm că peste jumătate din ei, la nivel de țară, au o problemă, au dosare penale, unii au și fost dați jos, primari și nu mai vorbesc de miniștri, iată ce se întâmplă în dosarele Microsoft, ADS și toate celelalte, în această situație suntem într-o, deci s-ar putea să avem o perioadă 2014-2020 mult mai proastă decât precedenta. Ar fi o variantă faptul că, schimbându-se garda, iată, avem mult tineret promovat la nivel politic, în funcții guvernamentale, chiar și primăriile, chiar și consiliul județene încep să fie câștigate sau se anunță noi candidați din partea generației mai tinere, s-ar putea să contrabalansăm acest lucru, dar e de discutat. Nu vă spusasem cifrele exacte, deci Comisia Europeană constă de Iancăr a fost validată în plenul Parlamentului European cu 423 de voturi pentru și 209 împotrivă. Continui să spun că este un scor destul de strâns față de așteptări, iar cea mai interesantă situație se referă la candidatul ungur, maghiar, Navracsis, nu am pretenții că știu maghiară ca să pot să pronunț corect, trebuie să spunem că acesta a fost respins inițial și după ce i s-a mai umblat la mandatul său, a fost acceptat. Acum să nu credeți că cel care a fost trimis acolo de unguri chiar nu avea habar de ce se întâmplă. Deci, până la urmă, aceste audieri sunt formale. Ungurii însă au o problemă la nivelul Uniunii Europene și problema ce scrie pe Ungaria este apropierea de Putin, de Rusia. Din acest punct de vedere, aici a fost prima sancțiune și au început să aibă probleme și cu Statele Unite, pe drept cuvânt ce semnalează occidentalii, dar lucruri pe care le-am semnalat vremea respectivă românii de mai multe ori în relația cu Ungaria. Nimeni nu ne-a dat dreptate la vremea respectivă. Ei, acum începe să descopere și comunitatea internațională că în Ungaria lucrurile sunt la limită. Dar trebuie ținut cont însă de un fapt. Viktor Orban, premierul maghiar, a făcut însă un lucru foarte bun. A renaționalizat vechi companii de stat care fuseseră privatizate și cu rezultate dintre cele mai modeste. Ce a reușit cu asta? A reușit să controleze prețul la gaze, curent, adică ce-i trebuia mărășteanului și asta îl face popular și iese, câștigă în Ungaria fără probleme. E, noi țineți minte, acum câteva zile a fost problema, scandalul cu Lukoil, și în care președintele, să spunem așa, spunea guvernului să pregătească să preia această, după modelul Orban, tot s-a întâlnit el la București cu Traian Băsescu în urmă câteva săptămâni,
Deci după modelul Orban să punem și noi, să preluăm locul la stat. Ați văzut vreo variantă de acest gen? Nici n-a fost luată în calcul. E adevărat că în țările Uniunii Europene lucrurile acestea nu se petrec așa de ușor și asta e o năzbâtie până la urmă. Dar ar trebui să discutăm despre asta și să ne gândim dacă unele dintre aceste lucruri nu ar trebui să fie preluate de către stat, cum la fel un stat care de multe ori nu e un administrator prea bun, dar în același timp poate unele ar trebui să plece, unele entități economice să plece din la stat, adică să nu mai fie statul administrator principal, pentru că lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Și mă gândesc aici la o bancă care începe să aibă, citeam recent și știam că sunt probleme, e vorba de singura bancă care a mai rămas, tradiționala bancă care a mai rămas la stat, nu o să-i spunem numele că poate fi publicitate. În același timp trebuie spus că sunt și alte entități economice, haideți să amintim doar SAD-ul la Gorj, nu suntem în stare să găsim un director de un an de zile, poate și în alte părți, dacă ar fi privatizate și administratorul privat s-ar interesa mai mult de ele, lucrurile ar merge mai bine. Dar pentru că vorbeam de ce se întâmplă la acest moment în România și ne întoarcem la justiția din toate cele, ar fi să vă amintesc, adică să spun ce s-a întâmplat astăzi și ieri, și mi-a plăcut o declarație a vicepremierului Liviu Dragnea, unul dintre candidații, mai nou e și anunțat și cu magnat de televiziune că va candida la președinția principalului partid de guvernământ la acest moment. Însă mi-a plăcut declarația și cred că ar fi bine să o apreciați și dumneavoastră dacă n-ați auzit-o până acum. Și anume spunea că dacă prostia ar fi infracțiune, ar fi mari probleme pentru mulți din politica românească. Bine, el se referea la colegii de partid ai domniei sale, dar cu siguranță cred că acest lucru s-ar putea extinde și la alții. În momentul de față, deci știm la ora aceasta că s-a terminat o percheziție DNA în biroul lui Andrei Rebenciuc, fiul fostului deputat PSD, urmărit penal pentru trafic de influență în dosarul retrocedărilor. Era băiețelul acela care trebuia să fie ginele lui Traian Băsescu, băiețelul acela care, iată, ar fi trebuit doar în dosarul ăsta să primească 12.000 de hectare de pădure. Deci ar fi fost unul dintre magnații, să spunem așa, din domeniul pădurilor, deși sunt alții mult mai importanți și nu i-a întrebat nimeni nimic de sănătate. E vorba de Vere Stoiatila, de exemplu, de senatorul maghiar sau fostul parlamentar maghiar și mulți alții. Acum o să mergem mai departe apropo de ce se întâmplă la acest moment pe plan european și pe plan românesc. Trebuie să spunem că iată, apropo de justiție, Sorin Pleșnar a ajuns din nou la DNA. Spune el, le-am dat procurorilor documente pentru un dosar la care lucrează. Dacă țineți minte, acum câțiva ani, chiar acum câteva luni, toți spuneau că Bleșnar a fost implicat în aia, în alaltă, că tot nu știu ce. Deocamdată nu iese nimic. Cum la fel, chiar de unii dintre candidații la prezidențiale n-aflăm nimic. Sunt curați ca lacrima. Așa să fie. Se așteaptă cu dosarele după alegeri. E de discutat până la urmă, dar am mai aflat apropo de justiție, foarte cunoscut într-o vreme, dar nu se prea mai știa nimic despre el de o lungă perioadă de timp, Sergiu Băhăian este condamnat la 12 ani de închisoare cu executare pentru că a înșelat o firmă. În același timp aflăm că fostul ministru Adrian Țicău este pusă sub învinuire în dosarul Microsoft. Am mai auzit noi chiar de la președinte în urmă cu câteva zile. Vorbim din nou de dosarul Microsoft, cel care cred că la un moment dat va atinge și Gorjeni. Dar nu asta e problema. Problema e că
s-a continuat acest dosar, această pată de corupție timp de cel puțin 10 ani. Și n-ar fi fost până la urmă, pentru că în fonduri guvernamentale am tot văzut ce se întâmplă, se fură, indiferent de cine a fost la putere, însă rețin un aspect. În anii trecuți, în învățământ, s-au luat niște licențe de calculator, licențe Microsoft, care n-au putut fi puse pe calculatoare. Dar știți de ce? Licențele respective erau pe programe Windows 8, de exemplu, sau ceva peste, în timp ce în școlile românești 80 sau poate chiar mai mult la sută dintre calculatoare sunt dinainte de anul 2006. Nu prea poți să le pui. Nu fac față calculatoarele pentru acest lucru. E, din acest motiv, cred că cineva o să înfunde închisoarea pentru asta. Ca să nu mai spun, apropo de calculatoarele cumpărate în învățământ prin anii 2003-2004, vreau să vă spun că dacă vă uitați în valoarea de inventar a unui calculator de acea vreme, o să vă cruciți. Acum ați luat 3-4 calculatoare cu prețul respectiv. E adevărat că și ele s-au mai ieftinit, dar și acelea parcă au costat mai mult decât trebuia. Dar rămâne ca aici oamenii legii să ne spună cât e de adevărat, cât e de adevărat dacă s-a întâmplat lucruri în neregulă în acel dosar. Dar apropo de mafia retrocedărilor, să știți că și în Gorj s-au întâmplat lucruri foarte importante. Săptămânalul Vertical v-a oferit în săptămânile din urmă diverse informații despre retrocedările care s-au făcut și nu numai în ultimile săptămâni, de ani de zile. Verticalul a semnalat ce s-a întâmplat cu, de exemplu, omul de afaceri Liviu Pătrașcu, care s-a trezit în proprietării la Gorj, în Dumbrava Tismanei, la Crazna, cu vreo 720 de hectare de pădure, deși el a cumpărat niște drepturi, a cumpărat niște pădure prin defileul Jiului. Toată lumea a știut, sau toată lumea interesată a știut să valorifice portițele legii și s-au îmbogățit. Cei care au știut să se miște au făcut afaceri extrem, extrem de avantajoase. Deci nu s-a întâmplat doar la Bacău, nu s-a întâmplat doar la Brașov. Peste tot în România se spunea cândva că munții noștri aur poartă. Mă refer la aurul acesta verde. Pădurile au dispărut. S-au făcut averi imense în România din păduri. Din nefericire, nu cred că aceste lucruri se vor rezolva prea curând, pentru că nu se vor rezolva prea curând, deoarece încă nu cred că există voință politică. Și mai e ceva. Noi sperăm că lucrurile, adică, vezi, când se schimbă o putere cu alta, un guvern cu altul, poate chiar un președinte cu altul, se speră că se mai schimbă lucrurile, dar ăștia care fac marile afaceri, vezi, de exemplu, există în cazul Microsoft, oameni care, indiferent de guvernare, au rămas acolo. Oamenii care au tras forile din umbră. Ei vor rămâne în continuare. Din nefericire, ei rămân în continuare. Acum, pentru că vorbeam de rolul justiției, în continuare cred că nu se pune problema ca justiția să facă unele lucruri pe care, și aici sunt de acord cu unul dintre candidații la prezidențiale, că nu justiția trebuie să pună președinții într-un partid. Dar politica românească este atât de murdară, sunt atât de multe lucruri în subterane pe care oamenii simpli nu le știu și dacă s-ar afla, lucrurile ar fi extrem, extrem de ciudate și poate s-ar schimba ierarhii electorale sau nu numai. Dar trebuie spus un lucru. Faptul că se întâlnesc 2-3 oameni și încearcă să eu te pun pe tine dacă tu faci aia, nu cred că ar fi neapărat de competența, să zicem, DNA-ului. Dar
Asta nu înseamnă că tu, dacă vrei să afli informații din dosare, că de fapt pentru aia i-a făcut al treilea dosar DNA-ul lui Viorel Hrebenciuc, întorcându-ne la ei, nu mai încape discuție. Urmărim alte știri foarte importante, și anume din cele întâmplate și astăzi, aflăm de exemplu că Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP, a fost săltat de mascați la intrarea în țară. El fusese și va fi probabil reținut. El este cel care dădea informații de la DNA, dar oarecum le-a aflat din DNA, de discutat asta, dădea informații lui Viorel Hrebenciu ca să știe dacă i-a ascultat telefonul, și ce urmăresc procurorii. De asemenea, trebuie să vedem și alte știri foarte importante. Una dintre ele, și anume acel tandem de care vorbeam mai devreme la nivelul PSD-ului, care se configurează la acest moment între vicepremierul Liviu Dragnea și magnatul Sebastian Ghiță, nu este acceptat de toată lumea. De exemplu, guru PSD-ului Ion Iliescu spune că vedem la congresul PSD-ului să nu-și mai facă asta, și cred că este foarte corectă o asemenea situație. Urmărind pe ce se întâmplă la acest moment, apropo de știrile din ultimile zile, apropo de justiție, și revenind, să zicem, la Gorj, poate ne explică cineva ce se mai întâmplă cu dosarul acela din zona Mutru, Jilț, și anume cu fostul director al SNLO arestat, cu cantine, cu mâncarea, cu porțile acelea de mâncare care li s-a dat și fotbaliștilor, și se mai făceau și chefuri și altceva. Am avut o arestare de 24 de ore, da? Nu s-a mai continuat mandatul, deci n-a fost prelungit de judecători. Dacă nu am mai auzit deja de câteva săptămâni bune nimic, ce să înțelegem? Unde era urgența mandatului aluia de 24 de ore? Dar înțeleseasă că sunt probleme și la Târgu Jiu? Nu se aude, nu se mai aude nimic. Așteptăm întâi alegerile? De discutat. Dar apropo de ce se întâmplă și noi și lumea, trebuie spus că țineți minte de diversi, să spunem, oameni politici occidentali care nu prea vorbesc prea bine de România. Un consilier de oraș ne arunca zoaie în cap acum câteva zile pe motiv că el a fost tratat nu știu cum în România. Iată însă și o veste bună. Un senator italian a cerut scuze României pentru jignirile făcute de un consilier de oraș din Italia. Mare lucru, și cam rar se întâmplă asemenea evenimente. N-am văzut, și cu ocazia asta trec și la un alt subiect, n-am văzut nicio reacție politică la un scandal care ar fi trebuit să fie un scandal mare și probabil ar fi fost dacă nu eram în campanie electorală, pentru că în campanie electorală nu prind decât scandalurile care se referă în special la candidați. Însă avem un ministru, e vorba de Rovana Plumb, care a dat o țeapă statului, neplătind taxa impusă chiar de ea, că era ministrul mediului atunci, adică și-a înmatriculat o mașină prin Bulgaria ca să nu plătească taxă. În alte țări, un asemenea gest descoperit se lăsa cu demisia împricinatului și cu plecarea din politică. Deci în Germania, în Anglia, în Franța, Italia, în țări, în orice caz, cu democrație avansată. La noi nu s-a întâmplat nimic, ba din contră, știrea n-a prea prins la nimeni. Ba mai mult,
În aceea seară când a apărut scandalul, doamna respectivă, acum ministrul mediului, a venit și a început să anunțe măriri, creșteri de alocații, de pensii, de orice, și toată lumea a uitat, fiind frapată doar de ce spune că se va întâmpla după aceea. Dar, în continuare spun, Rovana Plumb trebuia să o pățească, în sensul de a-și pierde mandatul după un asemenea gest. Adică dacă tot impunem chestia asta, hai să o respectăm toți. Deși, în continuare, nu văd utilitatea. Să vorbim și de o știre pentru educație, și aceasta foarte ciudată, în context electoral, dar trebuie spus că e un drept care a mai fost în anii trecuți. Profesorii vor primi 150 de euro din fonduri europene pentru perfecționare profesională. E de discutat acum aici și e cam ceață mare înspre Ministerul Educației, nu ne-a explicat, anume, profesorilor, din câte am înțeles, nu se le mai cere să justifice acești bani, dar ei sunt pentru formare profesională. Adică ce să înțelegem? Că, bine, vor da o declarație să spună cum i-au folosit, dar nefiind lucruri foarte concrete, s-ar putea să avem o problemă. Adică unii cu siguranță și mulți din cei din lumea școlii își vor lua cărți sau, să spunem, programe educaționale, orice, vor folosi în domeniul acesta, că și așa sunt bani foarte puțini pentru asta. Dar sunt și foarte mulți care vor profita de ei în alt fel. Cred că acea obligație de a justifica cum se iau banii, cred că ar fi fost normal ca ea să rămână. Mergem spre Gorj, pentru că ne apropiem de superlativele superlativele zilei. Am și tras concluzia spre săptămână, deși suntem abia la jumătatea ei. Și anume, haide să vorbim cu partea negativă a zilei. Presa de astăzi a amintit din nou cazul fostului primar de Săcelu, Ion Voica, cel care are o problemă cu permisul. De fapt, nu cu permisul, ci cu modul de a conduce efectiv. Adică, de vreo 2-3 ani, are vreo 4 evenimente rutiere, ultimul chiar în zilele trecute, când a intrat în decor pe acolo, prin zona domniei sale. Problema e că are procese în desfășurare. Chiar mai mult. Deci, are un accident chiar cu victimă. Singurul sfat până una alta, nu știm dacă fostul primar mai e și om politic, este consilier independent acum sau cum este și probabil nu va mai câștiga primăria sau nu mai are de gând să urmeze o carieră politică, dar dacă o face, sfatul nostru ar fi să lase condus. Nu, e de domnia sa, e clar, dacă are deja câteva evenimente și se țin scai de dânsul ghinioanele, ar fi bine să o lase. Bine, la fel de adevărat este că ceva se întâmplă acolo, deci tot cu domnia sa. Deci, negativ, până la urmă, al patrulea accident al lui Ion Voica, deci ar fi partea negativă a acestei zile, remarcată, cum spuneam, de presa locală. La partea pozitivă a lucrurilor din această zi, trebuie să spunem că la sfârșitul săptămânii trecute copiii, deci reprezentanții școlii populare de artă, au fost în concurs și în afara județului, deci au fost cursanții școlii populare, s-au întors cu tolba plină de la o competiție interjudețeană, un lucru foarte important, s-au luat 10 premii, foarte important, cum spuneam, și în același timp trebuie spus, apropo de aceste premii, că s-au luat pe teren străin. De ce spuneam că la Slatina a fost acest concurs? De ce spuneam că e foarte important? Pentru că, din nefericire, în ultimii ani au apărut foarte multe competiții la nivel școlar, bine, școlile populare de artă e altceva, dar care s-au întâmplat, deci cam știi cine le câștigă. Iată că cei de la școala populară, în imagine avem pe noul director, Alexandru Bratu, și pe purtătorul de cuvânt al instituției, spuneam, noua conducere, iată că a reușit să dinamizeze din start
activitatea, chiar dacă era una foarte bună. Dacă ar merge toate instituțiile de cultură din Gorj, cum merge muzeul și școala populară, cred că lucrurile ar fi foarte, foarte bune. Dar, apropo de știrile din Gorj din această săptămână, vă rămăsesc îndator din ediția trecută de câți aleși și-au schimbat partidul. Pe final de emisiune, pentru că tot la negativ ar trebui să spunem, aflăm că principalul partid de guvernământ, PSD, a racolat 91 de aleși locali. O fi mult, o fi puțin, dar nu mi se pare prea în regulă că noi am, deci acum 2 ani l-ai votat pe ăla pentru că venea de la nu știu ce partid și acum îl găsești cu totul alt partid. Cum la fel, fiind în România, cred că unii primari au gândit corect să facă mișcarea, mai ales cei care au fost în vechiul USL, pentru că poate lumea a votat pentru că erau un USL, nu pentru că erau liberali, pedeliști, PSD-iști și toate celelalte. Acestea fiind spuse, ne oprim aici cu prezentarea știrilor de astăzi. Trebuie să știți că cele mai relevante știri sunt cele care ne influențează viața în viitor. Vom încerca de aici și în continuare să vă spunem care sunt cele mai importante lucruri. Promitem pentru seara următoare prezentarea unui caz de succes în Oltenia. Primărița de la Craiova, Olguța Vasilescu, de exemplu, a reușit să aducă sute de milioane de euro la Craiova și să facă foarte mult. Bani mulți au fost cheltuiți și la Gorj, s-au făcut și lucruri bune, dar dacă dumneavoastră reușiți să traversați Târgu Jiu în mai puțin de o oră, la orele de vârf, o să vă dăm noi un premiu. Eu cel puțin nu reușesc din cauza lucrărilor pe toate străzile. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!